La ieșirea din gardă, în jurul orei 9, am fost atacat de un individ cu mască pe față, avea un fular pe față, un fes pe, băga până pe ochi, fără să-mi spună nimic, cu un cor dur, și mi-am pierdut cunoștința câteva minute. Mai mult nu pot să vă spun, nu m-a avertizat cu nimica, nu mi-a spus nimica. V-a urmărit întâi? Stătea de la ora 7:30 pe holurile spitalului la etajul 3. Eu am crezut că își așteaptă pe cineva, pe cunoștință, că se mai obișnuiește modul ăsta de a-și aștepta soțiile, prietenele. L-ați putea identifica? Nu. Nu, era puțin mai înalt ca mine, slăbuț. N-a spus niciun cuvânt, l-a văzut și colegii de gardă care au venit în locul meu. Dar nu suspectez decât am fost amenințat în ultimul timp de niște colegi. Am avut o comoție cerebrală și CT-ul e bun, numai e o plagă care mi-a pus fire, atâta. Dar e umflat, mi-a dat cu un cor dur. N-am putut să văd, l-am văzut în spatele meu și când am întors fața, mi-a tras pe lateral. Noroc că sunt un copil de la țară și rezist la lovituri, dar a fost cam dură lovitura. Am auzit țipând așa un domn, deci noi nu-l cunoaștem. Și țipa și țipa și băleu, băleu, băleu. Cine un domn? Bine, de ce apare? Am bănuit că exact în stradă cred că s-a întâmplat ceva, lor bătut, l-o înjunghiat. Țipa foarte tare. De ieșa de la trei nu s-au mai văzut, deci când l-au preluat și l-au așa. Dar de dimineață un băiat, un tânăr, cam în jur de 22 de ani, așa subțirea lănătuți, legat, așa împășurat, cu oie șarpă, cam de mascat. Mascat așa, eu am zis că se protejează tânărul. Și a stat mult timp acolo la etajul 3. Dar credeți că l-a așteptat pe domnul doctor? Eu... Cam ce ori era, doamnă? Cam ce ori? Cam pe la 9. Așa. Agentul de pază care era de tură susține că l-au căutat pe agresor prin tot spitalul, dar nu i-au mai dat de urmă. Am fost anunțat domnul inginer Herțeg că este căzut domnul doctor Irimia aici în fața chioșcului. Am dat prin stații, l-am preluat cu un scaun cu rotile, cu un brancardier și a fost dus în stabilizare. L-a lovit la cap? La cap și la gură. Și a spus că l-a atacat? Da, a zis că l-a atacat o persoană civilă. Conducerea spitalului a transmis prin purtătorul de cuvânt faptul că vor exista discuții între reprezentanții firmei de pază și cei ai spitalului. Acesta este cel de-al doilea caz în care un medic este agresat în incinta spitalului. Colegul nostru s-a prezentat la serviciul de primire urgențe cu un traumatism craniofacial și cu o plagă contuză frontală dreaptă, afirmativ în urma unei agresiuni care s-a produs în curtea spitalului. Noi ca și unitate sanitară am sesizat organele de anchetă, poliția a început cu siguranță o anchetă în acest sens și pentru moment nu pot să vă spun decât că regretăm nespus că s-a întâmplat un astfel de eveniment. În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale. De asemenea, polițiștii urmează să vizioneze imagine surprinse de camerele de supraveghere în vederea identificării autorului.